Incidentul a fost semnalat marți după amiaza prin numărul unic de urgență 112. Un localnic a fost cel care a dat alarma la puțin timp după ora prânzului. Întâmplarea care a adus și sfârșitul pentru un bărbat de 69 de ani a avut loc pe drumul național 51 în comuna Țigănești. Polițiștii din cadrul serviciului rutier au constatat faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 69 de ani din localitatea Țigănești, județul Telorman, conducea un atelaj Hippo pe DN51 din direcția de deplasare localitatea Poroschia către Brânceni, în împrejurări care vor fi stabilite cu ocazia cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un podeț. Din nefericire, medicii care au intervenit la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului și au fost nevoiți să declare decesul acestuia. Acum, autoritățile încearcă să elucideze cazul pentru a afla cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragedia.